Salut, sunt Andreea Marin, iată ce afli azi la cafea. Antreprenorii români tremură serios după ce Comisia Europeană a cerut scăderea pragului de încadrare în categoria micro-întreprinderilor de la 500.000 de euro la 100.000 de euro. Misiune mai ușoară nu ai nici dacă vrei să accesezi programul Startup Nation. Și asta pentru că ediția cu numărul 4 aduce schimbări semnificative. Spotify este de neoprit. Platforma ți-a oferit până acum muzică, podcasturi și e-book-uri. Acum vei găsi pe Spotify și cursuri. Dacă nu ai chef de învățat, ci de plimbat, te invităm la o plimbare prin parcurile Bucureștiului. Cristian Mihai surprinde capitala în imagini de mai bine de 40 de ani, iar astăzi ne bucurăm și noi de o călătorie virtuală alături de el. Ai auzit de cafeaua noastră de la un prieten? Nu uita atunci de like și subscribe! Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România se opune vehement solicitării reprezentanților Comisiei Europene. Oficialii europeni au cerut scăderea pragului de încadrare în categoria micro-întreprinderilor de la 500.000 de euro la 100.000 de euro. Această schimbare ar implica aplicarea unei cote de impozitare de 16% pe profit și va înlocui cota de 3%. Astfel, micro-întreprinderile ar fi nevoite să suporte o creștere semnificativă a taxelor în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de lei, comparativ cu sumele plătite anterior. În fața acestor perspective, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România cere guvernului să reevalueze prevederile din Planul Național de Redresare și Reziliență referitoare la sistemul de impozitare al micro-întreprinderilor și să inițieze negocieri cu Comisia Europeană pentru a clarifica această problemă. Aproape 583 de miliarde de lei era valoarea totală a depozitelor la bănci ale clienților neguvernamentali în februarie 2024, cu 1,4% mai mult față de luna anterioară, informează Banca Națională a României. Raportat la aceeași perioadă a anului anterior, depozitele s-au majorat cu 11,6%. 78% din media UE este nivelul atins de România anul trecut în ceea ce privește PIB-ul per capita, exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard. Acest indice a variat în 2023 între 64% din media UE în Bulgaria și 240% din media UE în Luxemburg, arată datele publicate de Eurostat. 20% a fost scăderea cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, în ianuarie 2024 față de decembrie 2023. Ca serie brută, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Față de ianuarie 2023, cifra de afaceri pentru acest domeniu a crescut cu 1,2%. Produce echipamente electrice și electronice. Vei avea de anul viitor obligația de a realiza etapizat o rată de colectare minimă calculată pe fiecare categorie de echipamente introduse pe piață. De la 1 ianuarie 2025, cota va fi de cel puțin 15%, iar din ianuarie 2026, de minim 20%. Până la 1 aprilie 2024, companiile care trebuie să treacă de la impozit micro la impozit pe profit trebuie să depună declarația 700. Specialiștii îți recomandă să alegi perioada trimestrială ca perioadă fiscală, nu perioada anuală cu plăți anticipate trimestriale. Dacă te-ai gândit să accesezi finanțări din fonduri externe, află că cea de-a patra ediție a programului Startup Nation vine la pachet cu o serie de noutăți. În primul rând, pentru a deveni eligibil, ai putea fi nevoit să participi la cursuri antreprenoriale. În schimb, vei putea primi până la 250.000 de lei pentru fiecare întreprindere mică și mijlocie, bani ce vor acoperi până la 90% din cheltuielile eligibile din proiectele depuse, dacă acestea creează cel puțin două locuri de muncă. Pe de altă parte, Bursa de Valori București urmează să propună o majorare de capital prin emiterea de acțiuni gratuite în adunarea generală extraordinară a acționarilor. Această propunere implică emisiunea de aproximativ 804.000 de acțiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Acționarii existenți ar urma să primească un titlu gratuit pentru fiecare 10 acțiuni deținute, iar data plății pentru aceste acțiuni este programată pentru 5 septembrie. Apple, Google și Meta Platforms vor fi investigate pentru potențiale încălcări ale noilor reglementări privind piețele digitale care au intrat în vigoare pe 7 martie, au anunțat autoritățile antitrust ale Uniunii Europene. Decizia ar putea duce la amenzi masive pentru giganții americani.
Spotify a început să experimenteze vânzarea de cursuri online, a patra categorie de conținut a serviciului suedez, după muzică, podcasturi și e-book-uri. Pentru început, Spotify oferă acces la patru categorii de cursuri: muzică, creativitate, business și trai sănătos. Descoperă cum munca la distanță a influențat bunele maniere la locul de muncă. De la e-mail-uri informale la vestimentație neconformă, Hacking Work dezvăluie noile realități ale etichetei post-pandemice. Detalii în linkul din descriere. Cristian Mihai, un adevărat explorator urban, surprinde în imagini Bucureștiul de mai bine de 40 de ani. Cristian a creat o arhivă impresionantă a vieții sălbatice din inima capitalei. În cadrul unui mini-documentar, Scena Nouă îl însoțește în câteva expediții. Îl poți urmări și tu în linkul din descriere. Te-ai întrebat vreodată ce au în comun cei mai bogați oameni ai planetei? Noah Kagan a făcut-o și s-a hotărât să și afle. Astfel că antreprenorul a petrecut ani de zile pe lângă unii dintre cei mai bogați oameni din lume. Noah a deconstruit gândirea și rețetele cheie pentru succes. Învață și tu cum să înfrunți îndoiala de sine și să adopți trăsăturile de leadership ale magnaților. Cum? Accesând linkul de mai jos. Știrile au ajuns la final. Sunt Andreea Marin, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și mâine la cafea.